Dragoș, o spun eu sau o spui tu cu voce tare? Unirea Dejan. Pleuf. Îți vine să crezi? Îmi vine să cred că am sperat tot timpul și sunt foarte fericit pentru noi, pentru club, pentru băieți, pentru că au muncit și au dorit foarte mult. Cu gândul ăsta am plecat în pregătirea din vara trecută. Nu știu cine credea. Eu tot timpul am vrut lucrul ăsta și m-am zbătut din răsputeri cu noi, cu mintea noastră, să credem lucrul ăsta. Ce cred că merităm? Merităm să fim acolo, să ne batem cu cei mai buni, să ne batem mai departe pentru visele noastre. Ce e de spus după acest meci și mai ales după această etapă, spun eu, interzisă cardiacilor? Au fost niște rezultate surprize, dar care, iată, au dus Unirea Dejan în play-off. Cel mai mult mă bucur că toată lumea, absolut cred că toate echipele și-au apărat corect șanse, nu au fost fel de discuții și asta mă bucură cel mai tare, pentru că așa s-a întâmplat și etapa trecută, toată lumea a fost... Toate rezultatele au fost pe teren și mă bucură foarte mult lucrul ăsta, pentru că puteau exista tot felul de discuții, speculații, dar eu mă bucur că am reușit să ne calificăm pe teren, meritat, în play-off-ul. Efectiv, despre joc, câteva cuvinte? E foarte greu. Cred că am avut o primă epiză foarte bună, am condus, am mai avut două situații foarte mari. Am luat un gol stupid în repriza a doua, într-o lovitură liberă care nu cred că a fost. Dar, sincer, acum nu mai contează. Pentru mine nu mai contează decât că ne-am calificat în momentul ăsta, că suntem acolo unde cred eu că meritam, pentru că am pierdut doar 3 meciuri într-un an de zile. De adevăr, am făcut 8 egaluri, am avut 8 victorii, cred că am fost foarte constanți pe parcursul sezonului. Și mă bucur foarte mult că ajungem în sfârșit, că trebuie să spun și lucrul ăsta, să avem și noi 10 meciuri, cred, o să fie 10 meciuri televizate, pentru că băieții merită să aibă 10 meciuri televizate, pentru că au suferit foarte mult, că au fost singura echipă care... Chiar vreau să-mi continui ideea, pentru că vedeți cât de fericit sunt, pentru că, credeți-mă, ei în vestiar au suferit, că au fost echipa foarte constantă, am dat goluri în toate meciurile, mai puțin meciul la Steaua, când cred că și acolo trebuia să dăm, și am fost televizat de 4 ori într-un sezon întreg. Și avem jucători la loturile naționale, la echipele naționale, și au suferit că nu sunt și ei văzuți la un moment dat. Și mă bucur foarte mult că acum cumva o să fie văzut și e șansa lor ca în astea 10 meciuri să fie văzut și să arate că sunt niște jucători de lotul național, niște jucători buni, niște jucători tineri, pentru că suntem cea mai tânără echipă din play-off. Avem cei mai buni jucători, zic eu, under și 21, pentru că sunt în primele locuri topuri Alex Pop și cu Angelo ca și goalgetter, ca și pase de gol. Au contribuit foarte mult și nu numai ei, toți ceilalți. Sunt mulți băieți tineri care merită un pic mai multă atenție, cred eu, pentru nivelul ligii a doua vorbesc. Sigur, campionatul nu s-a încheiat, dar trebuie să te întreb, care este secretul acestei echipe frumoase? Unitatea lor, faptul că au muncit foarte mult și că s-au lăsat, cum spun de fiecare dată, antrenați așa cum am vrut noi. Sunt niște băieți antrenabili care învață și mă bucur că învață. Sunt experiențe noi pentru ei. Nu le-a fost ușor, pentru că lupta asta pentru primele 6 locuri, ținând cont că noi avem cel mai mic buget din primele 15 clasate, cred, și unul dintre cele mai tineri loturi din Liga a doua, nu ne-a fost ușor. Dar ei au dat dovadă de caracter, de rezistență și mentală, pentru că au știut să și sufere, au învățat să sufere, au învățat să muncească,
și toată aprecierea mea pentru el. Ce înseamnă pentru tine personal acest succes? Totuși, la 33 de ani, o reușită foarte importantă pentru tine. Da, e importantă, dar sincer, eu și înainte de meci și acum mă gândesc mai la ei. Nu știu dacă mă pot gândi la mine, pentru că eu fără ei nu aș putea să participăm într-un play-off sau să avem chiar și recunoștința de săptămâna trecută pentru sezonul trecut cu cel mai bun antrenor din Liga a doua. Și e foarte mare măsură meritul lor, pentru că ei au jucat, ei au adus rezultate, noi am încercat să-i ajutăm, dar ei au făcut multe lucruri posibile și mă bucur încă o dată foarte mult pentru ei. Cum i-ai motivat înainte de meci, dacă a fost nevoie? Nu cred că mai era nevoie. Știau și ei. Știau, avusesem un examen săptămâna trecută, îl trecusem, pentru că l-am trecut cumva, nu am pierdut meciul, am rămas acolo în primele șase, am rămas cu șansa la mâna noastră și nu au avut nevoie nici înainte de meci, nici la pauză, au știut și asta mă bucur, că au știut să se motiveze și singuri, pentru că tot timpul le spun lucrul ăsta, că trebuie să învețe să se motiveze cumva să vină ceva și de la ei. Când crezi că o să realizezi așa cu adevărat că ați intrat în play-off? Acum e bucuria foarte mare. Mâine dimineață poate sau? Nici nu știu. Probabil nu o să realizez în următoarele 3 luni. Doar o să realizăm când o să vedem cu echipele cu care jucăm, care o să aibă, care au jucători, care au trecut prin Liga 1, mulți din ei, care o să joace Dinamo, Oțelul cu 7.000, 10.000 de spectatori sau poate chiar mulți, mai mulți, Buzău o să joace cu spectatori, Steaua o să joace cu spectatori, Iași o să joace cu spectatori și cred că atunci o să realizăm că am făcut un lucru frumos până la urmă, eu așa cum zic, un lucru frumos pentru noi și pentru viitorul nostru. Mulțumesc, te las, te bucur, arături de băieți și continuăm. Mersi.